De nefericire, părerea mea, cred că am jucat bine, dar ne-am deschis foarte mult. Am încercat să egalăm, dar asta e, nu s-a terminat, avem ultimul meci cu Pasos. Chiar dacă scorul a fost larg, normal că suntem supărați, dar trebuie să ridicăm capul și să încheiem măcar cu o victorie. Asta e, nu a mers. Nici așa nu trebuie să plângem că nu a mers, că e din Nipro. Fotbal e jucat. Am încercat, cred că lumea care o să uită la meci a văzut dăruirea noastră și trebuie să menținem cap sus. Bine, tu a relansat meciul. Da, da. Am creat o expectativă foarte bună și din păcate n-am reușit să egalăm. Cum am spus, ne-am deschis foarte mult. Am riscat să egalăm și din păcate am suferit al treilea gol și care a închis meci și al patru. A luat măsuri speciale la tine? Ai fost tot pe jos. Am încercat să joacă, asta e, marcajul o să aibă peste tot, e Europa Liga, nu e campionatul românesc, nu e Cupa România, așa că trebuie să fiu pregătit și în campionatul și în cupa, așa că trebuie să jucăm. Maxilarul ce face? Maxilarul. Bine. Rămâneți capacitați acum pe campionat, pe cupă? Da, mereu a fost obiectivul nostru, în primul rând campionat și după aia cupa, așa că noi sperăm să menținem forma noastră din campionat. Știu că mereu jucăm bine în deplasare. Sper din suflet să ne dăruim și să câștigăm la meciul la Brașov. Terminați Europa League cu o victorie la Cluj? Cu asta aștept, pentru că mai este un meci și, cum am spus, noi jucăm pentru noi și ne dorim foarte mult o primă victorie în Europa League, să terminăm pe locul 3. Așa sper. Un gol? Într-un gol? Vedem. Care e norma pentru Europa League? Care? Norma ta pentru Europa League. Cât ți-ai propus? E să joc pentru echipă. Nu am propus să fiu golgeter, nu sunt vârful. Obligația mea e să dau pase.